Nicolae Florian a demonstrat că nimic nu-l poate împiedica când vine vorba să fie alături de giurgiuveni și problemele lor. Chiar dacă aseară în municipiu a plouat abundent, candidatul la funcția de primar al municipiului Giurgiu s-a aflat în cartierul Tineretului. Nicolae Florian, împreună cu echipa sa, au fost prezenți în partea de nord a cartierului Tineretului pentru a lua cunoștință despre problemele cu care se confruntă oamenii de aici. Ne-am deplasat astăzi, chiar dacă este timp ploios, în zona Tineretului, în zona de nord a străzii Tineretului, așa cum le-am promis cetățenilor din municipiul Giurgiu, pentru a sta de vorbă cu domniile lor și a le prezenta programul electoral al Partidului Național Liberal pentru o administrație publică locală modernă, dinamică și eficientă. Trebuie să ne respectăm promisiunile făcute giurgiuvenilor și să fim permanent în slujba acestora, pentru că ei sunt contribuabilii și automat sunt cei care trebuie să hotărească soarta municipiului nostru. Printre cei care s-au aflat în acele momente pe stradă a fost și Olivia, o viitoare mămică. Aceasta spune că își dorește pentru copilul său mai multă curățenie și locuri de joacă. De la nou primar? Păi ce să așteptăm? Niște grădinițe mai bune, locuri de joacă pentru copii, parcuri, părculețe și pe aici între blocuri. Că nu sunt, ce au fost, s-au distrus, s-au furat leagăne, sau nici băncuțe, nici coșuri de gunoi nu avem, cel puțin. Creșe pentru copii. Curățenie, că uitați ce e aici, un coș de gunoi nu avem pentru copii la așa. Dacă ești cu ei afară, unde să-i lași, că peste tot sunt numai mizerie, numai... Cam atât. Ați încercat să-i spuneți problemele acestea și actualei conducere a primăriei? Nu, că nu am avut ocazia deocamdată. Dacă aș fi avut ocazia... Și l-aș fi văzut numai desea pe aici, pe primarul actual, i-aș fi zis chestia asta. Păi având în vedere că afară plouă cu găleata și domnul a ieșit la primărie, de la primărie a ieșit să... pe ploaie, adică cred că totuși e un pas. Nicolae Florian, împreună cu echipa sa, propune cetățenilor o administrație publică locală dinamică, modernă și eficientă. De asemenea, Nicolae Florian îi asigură pe cetățeni care o echipă confirmată care își dă interesul pentru comunitate, o echipă formată din profesioniști cu experiență, valoroși care doresc să dezvolte orașul și să ridice standardul de viață al giurgiuvenilor.